Cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, cadrele didactice împreună cu elevii de la școala numărul 2 Grigore Ghica Vodă din Târgu Neamț, dar și cu părinții acestora, au decis să tragă un puternic semnal de alarmă cu privire la creșterea de la an la an a numărului de copii care se nasc cu autism în România. Autism înseamnă, în primul rând, o dificultate de a comunica cu ceilalți. Este ca și cum te simți într-un glob de cristal, îi vezi pe ceilalți în afara acelui glob, îi auzi, ei comunică cu tine, dar tu nu poți, de fapt, să comunici cu ei. Ăsta este primul pas. Este clar că acești copii au venit pe lume nu pentru a fi reparați, nu pentru a fi fixați, ci pentru a învăța de la ei și ei să învețe de la noi. Și așa cum o persoană care nu aude și care, chiar dacă poartă aparate auditive, tot nu-l poți face să fie sănătos până când va muri, la fel și Edi, nu va fi niciodată la fel ca voi, pentru că nu-l putem repara. Dar ce putem face cu el totuși? Putem ajuta. Îl putem tolera. La eveniment a participat și Edi, care, deși suferă de autism, a dovedit că se poate implica în asemenea activități și că are o capacitate uimitoare de memorare a detaliilor. Rugând părinții care au copii normali acasă să fie ei, în primul rând, toleranți. Să nu uităm faptul că cei mici fac ceea ce văd și aud în familie. Iar dacă mama spune acasă, ori tu, ori el, pleacă ori tu, ori el, sau vine mai mult și spune chiar și într-un grup, indiferent că este la școală, grup de joacă sau eu știu care alt grup, nu știu cum s-ar simți dacă acel copil ar fi copilul lor. Important nu sunt cei care ar vrea să ne ajute și nu vor, cum spunem noi părinții. Noi părinții suntem o problemă. Și eu recunosc că am un copil cu autism acasă. Dacă noi ne-am unit, că sunt foarte mulți copii cu autism în oraș, acolo părinți poate sunt în perioada de negare, adică nu acceptă. Dar trec ani și copiii rămân jos. Nu pot fi, e de acum, cum ați văzut astăzi, a evoluat. Adică noi am evoluat de la 5 minute a sta în clasă și atunci țipând, am ajuns în 4 ori în bancă. Participând la activități, nu vreau spun, nu particip în totalitate sau la toate activitățile, dar e acolo, e prezent. Totodată, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului este un prilej în plus de atenționare a opiniei publice asupra existenței persoanelor cu autism și de abordarea problemelor persistente în diagnosticarea acestei maladii. În fiecare seară de 2 aprilie, instituții importante din fiecare oraș vor fi luminate în culoare albastră, preț de câteva ore, în semn de susținere a persoanelor diagnosticate cu această boală.